Cadeții de la secția de lupte greco-romane de la liceul cu program sportiv din Slatina au reușit încă o dată să-și confirme valoarea. Dintre cei 20 de sportivi care au participat la etapa de selecție, 9 s-au calificat mai departe. Să sperăm că din cei 9 sportivi vom cuceri medalii la acest campionat, având în vedere că și anul trecut am avut un comportament bun, adică am avut 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Să sperăm, Mirica Alexandru are șanse de a ieși campion, militarul Adrian la categoria 54 de kilograme, Ștefănescu Ionuț la categoria 50 de kilograme, care ei au confirmat deja valoarea lor la turneul de verificare al cadeților. Competiția a fost una destul de dificilă, ținând cont de faptul că a fost o participare numeroasă. Au fost meciuri destul de disputate, pentru că a venit LPS Piteștiu, a venit CSS Râmnicu Vâlcea, CS Craiova, Târgu Jiu și noi, și Slatina, și CSS Slatina au participat la această competiție. Faza finală a campionatului național individual va avea loc în perioada 13-15 mai la Suceava.